A venit primăvara și căldura ne-a scos din casă. Așa că am luat drujbița, pus varna și am plecat la soare. Căluțul dând o tare care paște liniștit, apropiem puțin. Da, frumos, se bucură și el de soare. Avem aici, pe marginea drumului, la o grădină de la mine, de aici, de la țară, niște sălcii care domnul primar ne-a somat să le curățăm. Și așa trebuiau curățate, oricum aveam eu de gând să le curăț. Și am venit să trecem la treabă. Am curățat câteva. Să văd acolo în față. Acum am obosit puțin și am luat o pauză. Și am zis că să fac un filmuleț, să vă arăt cum e pe aici, pe la noi, pe la țară. Verde, frumos, cântă păsărele. Da, casa veche, noi îi zicem hodaie, e o construcție, cred că are peste 60-70 de ani, care mai adăpostim lucruri. Cât vezi cu ochii, verde și frumos. Despre drujbiță, ce să zic, merge bine de tot. Își face treaba ușoară. Mai obosești la un moment dat, cât ar fi, ea de ușoară, tot îți obosește mâna. Stai și în poziții destul de grele, cocoțat pe scară. Așa că trebuie să mai luăm câte o pauză din când în când. O să mai stau puțin să mă odihnesc, după care să purced să termin și ce a mai rămas. Cam asta am vrut să vă arăt în acest videoclip. O să încerc, nu știu dacă o să reușesc să filmez drujbița în acțiune. Sper să pot să o fac și pe asta, să vedeți și cum merge. În rest, toate bune și spor la treabă tuturor celor care aveți grădini și aveți de muncă.